După ce au văzut că fără eforturi susținutele e imposibil să ajungă la un numitor comun, Alin și Adelina abordau un subiect mai amuzant. Tu nu mă crezi când îți zic că n-am înșelat niciodată? Sincer, nu. Dar hai să spun și de ce nu te cred. De ce? Cel mai mare dușman al încrederii mele în tine, ca să zic așa. Așa? Ce râd? Așa? Este acest așa zis scut pe care îl ții față de mine, cu care încerci să mă ții la distanță sau să te ții pe tine la distanță de mine, înțelegi? Asta e cel mai mare dușman. Asta împiedică ca eu să te pot crede pe tine. Tu ai un avantaj foarte mare, că tu știi exact ce simt eu și tu ești bazat pe faptul că orice-i face, eu sunt acolo, înțelegi? Lucru care îți permite să spui anumite chestii destul de dureroase și să faci poate anumite gesturi deranjante. Eu asta nu înțeleg. Cum poți să înduri, așa cum spui tu, că ai trecut prin multe chestii cu mine? Așa cum spun eu? Da, așa nu cum... Nu e așa, nu, n-am trecut. Ba da! Doar le spun eu, le-am inventat peste noapte. Așa cum le-ai spus și tu, ai trecut multe și nu înțeleg de ce vrei să suferi într-una. Așa. Pentru că încă aștept că să văd o schimbare la tine și pentru că am sentimente și pentru că... Și eu am sentimente. Aștept ca timpul să treacă și să le aranjeze pe toate și aștept să fim și în afara casei. Și eu aștept asta. De-aia nu am... Însă tu zici că afară nu știu ce... Ce? Ce ai spus tu, nu știu, că afară nu ne vom logodi niciodată sau nu știu ce? Pentru că asta văd din partea ta, pentru că tu după 3 luni de relație în care ce, s-au întâmplat, tu spui auzi, că nu eu... Tu după 3 luni afară te-ai fi logodit, te-ai fi căsătorit? Nu, ascultă-mă. Noi avem cea mai lungă relație, ești, da? Uh-huh. Ești de acord cu chestia asta, da? Am fost de la începutului noi doi. Am trecut prin foarte multe chestii, prin foarte, foarte multe chestii. Dar nu poți zici că n-am avut momente frumoase sau că ne-am înțeles bine. N-ai fi asta. Absurd să spui chestia asta. N-am zis asta. Că am avut sau avem o relație nașpa, pentru că nu e așa. N-am zis că chiar avem, nu e așa. Avem o situație nașpa, doar că am zis că e incertă. Cum nu-ți dorești acum, probabil nu ți-ai dori nici așa și alții din casă, cum zici tu, s-au logădit, dar... Ei n-au trecut prin atâtea chestii cât am trecut noi. Da, lucrurile astea ne-au învățat multe unul despre celălalt pe noi. Ești tocmai de asta, că m-au învățat, dar mi-au arătat și o parte pe care eu n-aș vrea să o văd în viața de afară, la tine. Poate și tu ai multe părți pe care eu n-aș vrea să le văd, Alin. Dar eu te accept așa cum ești și încerc să trec peste ele. Știi care e chestia, Alin? Ești foarte bazat. Faptul că eu sunt acolo necondiționat. Ba da. Ți-am și zis, mă aștept să... Lucru care îți permite... Nu, stai, nu știi că eu sunt aia care trăiești cu frica după o zi pe alta, că și nu știi cum te sucești și mă lași pe altă până ai făcut-o. Că ție și cu mine și fără mine ție e la fel, ție indiferent. Păi și ție, cred că ți-ar fi la fel. Nu e adevărat. Am demonstrat clar cum mi-a fost cu tine și fără tine. Dacă ai avea sentimente, sau măcar sentimentele ce le-am eu... Nu, eu le zic... Ai gândit-o diferit. Dar ce, crezi că s-ar sfârși viața? Nu s-ar sfârși viața, dar nici bine n-ar fi să pierzi o persoană pe care iubești. Păi bine, dar ar fi o perioadă, nu? Zău. Asta vreau să-ți spun. N-ar fi pentru tot restul vieții. De unde știi ce perioadă de timp suferi după cineva? De unde, unde anticipezi și estimezi asta? Doar că poți să-ți faci viața mai ușoară ocupându-ți mintea cu alte chestii. Cu alte persoane, în cazul tău. Eu ți-am zis că nu am înșelat niciodată și nici nu o să fac. Dacă vreau să încep o relație cu altă fată, am să închei relația, dar niciodată în timp ce sunt într-o relație să fac. Și cu ce mă încălzești că am înșelat sau că te desparți de mine pentru alta, aceeași chestie? Ți-am spus-o ieri treaba asta, că eu niciodată nu m-aș fi despărțit de tine în fața camerei și nici dacă aș fi fost într-o relație, n-aș fi făcut. Da, ai fi intrat într-o cunoaștere cu o fată pe care ai fi plăcut-o. Nu. Alin, tu nu dacă ne înțelegem. Dacă în fața ta apare o persoană mai bună decât ce ai deja, nu. Tu renunți la ce ai și te duci spre. Nu renunți. Ideea e că până acum ce mi-ai arătat din reacțiile pe care le-ai avut, așa? Nu ești persoana lângă care vreau să-mi petrec restul vieții. Însă aș vrea să îmi petrec restul vieții lângă persoana care îmi spui tu că ești afară. Înțelegi tu? Care e nedumerirea mea? Tu ești o persoană foarte impulsivă. Ei reacții, ai niște reacții care lasă de dorit mult. Însă tu spui că afară nu ai. Pentru că așa e. Așa e. Eu vreau să-mi petrec restul vieții cu persoana aia care spui tu că ești. Și atunci de ce mai stai cu mine, Alin?
pentru că tot am răbdare să-mi arăți fața aia de care spui tu că... Pe care spui că vrei să-mi arăți. Da. Părea așa că o pregătești pentru ceva. Nu, nu o pregătesc pentru nimic. Nu. Doar i-am spus că doi oameni, dacă nu se mai înțeleg, se despart și o perioadă suferă, dar apoi... Iar te-am spus că auzi serios. Ai motan, ai motan cu Garfield, adică am modulat o discuție serioasă cu tine. Scrie și Garfield pe tine. Hai, drăgălaș! Nu voiam să-ți vorbesc despre relații, despre asta. Eu nu. De ce nu crezi că n-am șerlat niciodată? Adică de ce te-ar minți? Adică nu știu. Toți bărbații sunt poate ca ce ai trăit tu până acum, da, Caterina. Așa este. Adică e nedrept să-l acuzi. Dar nu l-am acuzat, Doamne ferește. Am spus doar că nu am certitudinea asta, că n-a fost așa. Așa niciodată nu o să ai despre nimeni. Cu timpul sau? Despre nimeni, așa în general. Că e cuvântul unuia față de cuvântul altuia. Azi e marți. Da. Mai puțin. Vedem ce va fi. 4 zile.